Bună, dragilor, și bine ați revenit aici pe YouTube. Pentru aceia dintre voi care sunteți noi, numele meu este Gașper Mihaela Elena, sunt make-up artist și ador să testez. Îmi plac toate produsele, atât cele de îngrijire cât și cele de machiaj. Iar pentru clipul de astăzi aș vrea să dezbatem un subiect un pic mai controversat, aș zice, pentru că unii apelează în exces, alții fug, ca să zic așa, sau omit această parte a rutinei de îngrijire. Și când zic despre un subiect controversat, mă gândesc la partea de demachiere. Sunt sigură că toți știți ce este aceea o demachiere și cred că ar fi foarte bine, înainte să începem să discutăm despre produsele pe care le putem folosi pentru demachiere, care sunt aici în fațele și vedeți și voi în clip, să vedem cât este de importantă această demachiere. Toți și toate, aici mă refer și la bărbați, ne dorim să avem o piele perfectă sau aproape perfectă, un ten curat, un ten luminos. Folosim tot felul de produse, ne cumpărăm produse de machiaj foarte scumpe și în momentul în care ajungem să le folosim și să le aplicăm pe ten, uneori rămânem dezamăgiți, în special când vine vorba despre fondul de ten. Aici am întâlnit eu cea mai mare problemă și anume, fondul de ten nu se așează bine, de ce la X arată mai bine, de ce la Y arată astfel, de ce la mine este așa. Și aici mulți, în această categorie mă includ și pe mine, pentru că am făcut această greșeală în adolescență, când nu aveam atât de mult acces la informații, mulți sărim peste acest pas și anume peste demachiere. De foarte multe ori am întâlnit vorbindu-se fie cu clientele mele, fie cu prietenele, fie cu cunoștințele, fie cu familia și îmi ziceau, păi dar eu nu mă demachiez, adică dacă nu m-am machiat, de ce să mă demachiez? Sau auzeam și bărbați acum la ei. N-aș vrea să intru foarte mult în subiectul bărbat, dar este foarte importantă și ar trebui să țină cont de acest pas chiar și ei. Păi, de ce să mă demachiez dacă eu nu m-am machiat astăzi sau eu n-am ieșit din casă astăzi? Și pentru mine cel mai important pas, când vine vorba despre procesul de îngrijire a tenului și cel mai important pas pe care vreau să-l învăț și clientelor mele și oricărei persoane cu care intru în contact și care îmi cere părerea când vine vorba despre un produs de machiaj, este importanța demachierii. Și chiar dacă n-am ieșit din casă, chiar dacă toată ziua am stat în pijamale, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne demachiem. Demachierea este un proces uneori ușor, care în 2-3 secunde este gata, alteori un pic mai dificil. Și dificil zic atunci când avem machiaj și în special un machiaj din acela full face, cu fond de ten, cu acoperire mare, cu rimel waterproof, cu toate cele, atunci este un pic mai complicat. Dar nu este imposibil și este un pas care, pe parcursul timpului, o să vedeți că o să vă ajute foarte mult în rutina de îngrijire. Și nu putem vorbi despre o rutină de îngrijire a tenului, despre o rutină de produse pe care să le folosiți, dacă nu vorbim în primul și în primul rând despre demachiere. Și peste tot se zice, da, este obligatoriu să demachiezi dimineața și seara, este important, toate cele, dar nu se vorbește despre produse. Iar clipul de astăzi, după foarte lunga parte de introducere, este vorba despre ce produse folosim pentru demachiere. Eu m-am adus aici la oaltă, așa cum le vedeți și voi acolo în clip, pentru că n-am avut unde să le pun ca să nu apare și să fie totuși la îndemână. Eu am adus aici mai multe categorii de produse pe care le putem folosi la demachiere. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorii. Unele dintre ele sunt foarte asemănătoare, dar totuși un pic diferite. Și în plus de asta, putem face o demachiere cu un singur pas sau într-un singur pas și demachiere cu doi pași. Și o să vă zic un pic și care este diferența. În momentul în care voi nu sunteți machiate și vreți doar să vă curățați tenul, fie dimineața când vă treziți, pentru că o să vedeți de multe ori, acelea dintre voi care aveți tenul gras ca și mine, cu siguranță vă treziți de multe ori dimineața cu sebum pe față sau cu un pic de ulei în zona. Și e foarte bine să, în momentul în care vă treziți, să vă spălați pe față. Și seara e important să ne demachiem chiar dacă nu ne-am machiat, pentru că pe parcursul zilei, chiar dacă stăm acasă, punem mâna pe față, mai gătim, deschidem geamul, aerisim, poate ieșim și pe balcon dacă este vreme bună,
Și o să vedeți că seara, în momentul în care vă demachiați, cotoneta, discheta, ce produs folosiți voi, nu o să rămână perfect curat. Și cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau aici este să luați fie o dischetă demachiantă din acea obișnuită, fie o dischetă din aceasta care este reutilizabilă. Am adus aici și dischetele acestea. Și să aplicați un produs pe ele și să vă curățați fața, să vă ștergeți tenul cu acea dischetă, cu un produs aplicat, ajungem imediat și la produse, și să vedeți dacă rămâne sau nu curată. De cele mai multe ori nu o să rămână curată, indiferent de tipul de ten, pentru că transpirăm pe parcursul zilei sau ne punem mâna pe față sau dacă aerisim, mai intră un pic de praf, inevitabil, cel puțin aici unde stăm noi. În momentul în care deschid geamul, întotdeauna mi intră praf. Mă trezesc, aspir și șterg praful și după jumătate de oră, pentru că am mai risit și am lăsat toate cele, iar se vede praf. Și toate acestea ajung și pe față, inevitabil. Sau atunci e foarte, foarte important să ne demachiem. Pe cât de important este să ne demachiem, pe atât de important este să știm și ce produse să folosim. Pentru că unele produse, chiar dacă ne demachează, pot să ne facă și mult rău. Și să nu fie neapărat destinate tipului nostru de ten. De aceea, și mai important decât produsele pe care le folosim în primul și în primul rând, este să știm tipul de ten. Pentru că sunt produse diferite, categorii diferite, pentru tipuri de ten diferite. Pentru un ten gras, să începem cu tenul gras așa cum este a meu, putem folosi cam orice produs, dar cu mare grijă. De exemplu, la partea de uleiuri, uleiurile demachiante, eu am adus aici două. Este acesta de la Yves Rocher cu mușețel și mai este unul de la Nuca Organic, cel de curățare delicată pentru față. Acesta este un produs așa un pic mai uleios. Acestea poate o să pară un pic mai greoi pentru tenul nostru, pentru aceia dintre voi care aveți tenul gras. Dar chiar și așa este un produs bun de folosit, mai ales dacă aveți un machiaj mai greoi. Și pe cât de ușor sunt de folosit aceste uleiuri, trebuie neapărat să vă spălați pe față foarte bine după ce le aplicați. Și eu v-aș sugera că atunci când aplicați uleiurile demachiante, după aceea să veniți cu un alt produs de curățare. Iar la partea de alt produs de curățare, v-aș recomanda un gel de spălare. Mie îmi place foarte mult acesta de la Bioderma Sebium gel de spălare pe față. Este foarte ușor de folosit, are pompiță, folosiți o pompiță, vă este suficient, îl aplicați pe tenul umed, masat bine până să faci un pic de spumă și după aceea curățați. O să vedeți că tenul o să arate mult mai curat și o să vă fie pregătit atât dimineața pentru machiaj cât și seara pentru culcare. Ce e important de clarificat la partea aceasta de gel, să nu folosiți dacă aveți un ten foarte uscat sau să aveți grijă să vă luați un gel pentru tenul uscat, pentru că acela este un pic mai blând. Și dacă vă demachiați dimineața, seara să nu-l mai folosiți, ca să nu vă uscați în exces tenul, pentru că chiar și acelea care avem tenul gras, putem să-l uscăm și să strângă și după aceea tenul să aibă impresia că are nevoie să producă și mai mult sebum decât a produs până atunci și să încarce și mai tare tenul. Deci aveți foarte mare grijă, fie îl folosiți doar dimineața, fie îl folosiți doar seara, dar este ok să-l folosiți, mai ales atunci când aveți un machiaj un pic mai greoi. Eu îl am pe acesta care îmi place foarte mult, am o miniatură de la Cetaphil, acesta l-am mai folosit în trecut, am avut miniaturi din acestea și le-am folosit, pentru că eu de obicei păstrez miniaturile să le folosesc când călătoresc. Dar cum nu se prevede nimic în viitorul apropiat, vezi că nu are rost să stea acolo și să le folosesc. Îmi place mult pentru că nu usucă și mai am unul pe care îl țin în duș și astfel nu am o scuză. Vai, sunt în duș, n-am chef să mă demachiez acum, că durează prea mult sau ceva. Îl am pe acesta de la Gerovital, H3 Derma Plus, gel spumant purifiant. Este pentru tenul gras. Dar v-am zis, trebuie să aveți un pic grijă cu gelurile acestea să fie destinate tipului vostru de ten. Acestea, toate trei, sunt mai degrabă pentru tenul gras, dar există și variante pentru tenul normal. La uleiuri, așa cum vă ziceam și mai devreme, eu le-am pe acestea două, pot fi folosite cam de toate tipurile de ten, dar
Atenție la acelea cu tenul gras să nu încarce. Deci să aveți grijă dacă ați folosit ulei, după aceea bine să vă curățați tenul. Dacă aveți un ten uscat, o să vă placă maxim uleiurile acestea sau un ten normal. După aceea mai avem produsele care sunt, cred, printre cele mai renumite de pe piață și cele mai râvnite, mai căutate, mai în trend în ultimii ani, și anume apa micelară. Apa micelară este un produs foarte ușor de folosit, dar e un pic așa tricky, să zic, pentru că dacă țineți foarte mult la mediu, atunci apa micelară de obicei se folosește pe o dischetă de machiat, ceea ce înseamnă că o să folosiți mai multe dischete să vă demachiați și o să stricați mai multe. Dar în ultimii, nu știu, cred, 2-3 ani, poate și înainte de aceea, au apărut aceste dischete care arată ca și o dischetă de machiantă obișnuită, este cu o idee mai mare și se poate reutiliza. Puteți să o folosiți, eu, de exemplu, ca să fac un pic de economie la dischete și să nu folosesc atât de multe dischete, îmi aplic apă micelară pe o dischetă din aceasta, mă demachiez bine și după aceea o spăl. Fie o spăl cu săpun, fie având mai multe, le spăl numai așa un pic pe suprafață să nu rămână murdare și mai pun în mașina de spălat și le mai spăl și acolo ca să fiu sigură că totul este în regulă. Când vine vorba despre uleiuri, revin din nou la ele și despre spume, aici nu aveți nevoie decât de apă. Deci nu o să consumați nimic în plus, de asta sunt și un pic mai ușor de folosit și mai economice, pentru că aveți nevoie de o cantitate mică de produs și nici nu consumați dischete. Aici, la apele micelare, eu le-am adus cam pe toate pe care le am eu în momentul de față și pe care le folosesc, desigur, nu deodată, pe rând. Am două care sunt nedesfăcute pentru că am în baie o variantă mare. În primul și în primul rând le avem pe acestea de la Bioderma. Eu aș zice că acestea pot fi folosite de orice tip de ten. Avem pe aceasta H2O, cea mai cunoscută, cea mai iubită de la ei, aceasta cu capac roz. Eu am în baie varianta aceea mare de 750 de mililitri, care are și pompiță și pe care o folosesc. Sau mai este o variantă hidratantă, aceasta de la Hidrabio H2O, tot așa de la Bioderma. Ce este important de știut? Apele acestea pot fi folosite indiferent de tipul de ten, dar atenție mare, după ce le folosiți, să vă clătiți tenul cu apă. Și spun asta că, deși nu o să vă lase senzație de uleios sau o senzație pe care poate v-ar lăsa un ulei de curățare, de multe ori tenurile au avut probleme cu apa micelară pentru că multe persoane simțeau tenul uscat, în special la cele persoane care au tenul normal sau chiar uscat. Deci trebuie să aveți grijă, chiar și eu, deși am tenul gras, după ce folosesc apa micelară, mă clătesc cu apă simplă. Deci nu mă mai spăl cu gelul de curățare, nu mai apelez la acesta pentru că n-am nevoie, dar îmi spăl de pe față. Ei zic că nu este necesar. Acum voi puteți să vedeți și să testați. Aplicați apa micelară, vă curățați tenul și vedeți după aceea cum se simte. Dacă totul este în regulă și nu vei simțiți uscat, nu vei simțiți uleios, nu se simte nimic în regulă, atunci puteți, fără niciun fel de problemă, să lăsați doar apa micelară. O mai am pe aceasta de la Bioderma, de la Gerovital, care este foarte ușor de folosit, are și pompiță, nu aveți niciun fel de problemă. Mai este apă micelară de la Yves Rocher, care îmi place foarte mult, e ușoară și nu irită deloc tenul. Și mai sunt demachiantele acestea bifazice. Despre acesta v-am povestit și în clipul cu ultimele achiziții. Este un demachiant bifazic pentru ochi și buze, care v-am zis că am un rimel care nu este waterproof, dar nu l-am putut curăța cu nimic, nici cu apă micelară, nici cu ulei, nici cu gel, cu nimic decât cu un produs din acesta bifazic. Nu zic că nu se poate folosi, adică sincer eu l-am mai folosit și pe ten, dar v-am zis, tenul vă rămâne foarte, foarte uleios și e important să-l clătiți. Și la acesta nu este suficient să-l clătiți cu apă, cum clătiți apa micelară, vă trebuie un produs cu care să-l spălați. Deci, dacă îl folosiți pe acesta, v-aș recomanda să folosiți și un gel de curățare după aceea. Și mai avem apa micelară bifazică și aceasta este de la Gerovital pentru tenul normal cu ușoară tendință de uscare. Da, pentru că și aceasta este uleioasă. Tot ce e bifazic este
mai bine de folosit mai rar, pentru că este un pic mai greu pentru ten. De asta folosiți, să aveți în casă, deci este foarte bine să aveți un produs bifazic, dar atenție mare, nu-l folosiți în fiecare zi. Folosiți-l când aveți un machiaj mai greoi, când ați fost la un eveniment sau când filmați. Eu, de exemplu, când filmez, îmi place să am un machiaj mai greoi pe față ca să-mi uniformizez bine tenul. Și atunci apelez la acestea, dar nu în fiecare zi. După care v-am zis, mai sunt dischetele acestea. Eu, de exemplu, dacă am un machiaj foarte lejer, poate am numai un pic de anticearcăn pe ten și un produs pentru sprâncene, n-am deloc mascara sau ceva, folosesc doar dischetele acestea de unică folosință, nu de unică folosință, reutilizabile și doar le umezesc. Nu pun niciun produs. Dacă voi vreți, puteți fără niciun fel de problemă să puneți produs. Și pe lângă asta mai sunt mânușile de machiante. Acestea, ei zic că nu au nevoie de niciun fel de produs, doar le umeziți. Aceasta o luați pe mână. Umeziți bine, vă curățați tenul. Mie îmi place, de exemplu, aceasta. Dacă am un machiaj lejer, merge foarte ușor jos, nu am probleme. Dar dacă am un machiaj un pic mai rezistent, îmi place să aplic un gel de curățare. Oricare dintre astea, mai am un gel care îmi place foarte mult, dar mi s-a terminat. Este cel de la Ivaterm, Ivapor Gel, este o iubire de ceva din coace. Și îmi place să pun un gel din acela, frec un pic între mâini ca să se formeze spumă, după care o aplic pe față și îmi curăță foarte ușor machiajul. Iar ultima categorie de astăzi despre care vreau să vorbim sunt cremele de machiante sau laptele de machiant. Am aici trei produse diferite. Am dat o cremă de machiantă de la Yves Rocher, este din aceeași categorie cu uleiul de machiant și cu apa micelară, sensitiv camomil. Și este pentru pielea sensibilă, așa cum zic ei. Eu o aplic în palmă, amestec bine, după care o aplic pe față ca și cum aș aplica o cremă de față sau un gel de curățare, trec bine, aplic pe ochi și îmi place foarte mult că nu irită deloc ochii. Deci pot să deschid ochii și nu mi irită absolut deloc. Este un produs care se poate folosi indiferent de tipul de ten. Chiar dacă aveți tenul gras, ten uscat, ten sensibil, ten normal, este un produs care se poate folosi foarte ușor. Mai avem un lapte de machiant. A trecut ceva timp de când n-am mai folosit lapte de machiant, dar v-am zis că am primit de la prietena mea, Raluca, un produs din acesta de la Pivita, care îmi place foarte mult. Și tot așa ca și crema aceasta. O aplic câteva pompițe, aceasta este cu pompiță. Aplic câteva pompițe în palmă, după care îmi curăț foarte bine tenul și îl curăț după aceea cu apă, produsul jos. Partea mișto la acestea este că nu ai nevoie de nimic, nici de dischetă, nici de un alt produs, pentru că îl aplici în palmă, după care te cureți cu apă și problemă rezolvată. Și mai este un produs care l-am dorit de ceva timp până să pun mâna pe el, nu știu de ce am tot ezitat să-l cumpăr. Este de la The Body Shop și este un unt de curățare. Arată așa ambalajul. Vine ca și o cremă din aceea de la Nivea, cremele cele mai vechi, sunt sigură că le știți, în ambalajul acela mare albastru. Este o consistență de unt, care luați o cantitate mai micuță de produs între degete, frecați bine până se transformă într-un produs mai uleios și după aceea îl aplicați pe ten și curățați foarte bine. Acesta curăță extrem de bine machiajul, indiferent că este light, indiferent că este un machiaj un pic mai puternic și curăță foarte bine și mascara. Deci nu aveți nevoie să folosiți niciun alt produs în plus, dar atenție mare, după acesta, cel puțin pentru tenul meu, este absolut necesar să vin cu un gel de curățare. Nu este suficient să mă spăl doar cu apă, așa cum mă spăl după ce folosesc laptele de machiant sau crema aceasta de machiantă de la Yves Rocher. Pentru că este un pic mai uleios și nu-mi place cum se simte tenul. Dar acesta este un produs foarte bun pentru o demachiere în doi pași. Dacă vreți doar ceva să vă demachiați repede, fie folosiți un ulei care după aceea îl dați jos repede sau o apă micelară, dar vă rog eu tare frumos nu vă mai culcați machiate, indiferent cât sunteți de obosite. O variantă foarte ok pentru acelea dintre voi care sunteți foarte obosite sau, de exemplu, eu cred în ultimii ani am dormit machiată de două ori.
Și atunci, pentru că mi-a fost foarte rău și nu am fost în stare să mă duc până la baie să mă demachiez, dar chiar și așa am avut lângă mine o pungă de șervețele demachiante pe care le-am folosit pentru demachierea tenului și un pic, un pic la ochi, cât să nu fiu, să nu mă culc chiar machiată. Deci vreau frumos, nu... Sunt atât de multe produse pe piață cu care puteți să vă demachiați și care își fac atât de bine treaba, încât nu se merită să vă stricați tenul. Pentru că, da, în momentul în care dormiți, poate odată nu se întâmplă nimic. Dar dacă se repetă, și știu foarte multe adolescente care zic, ok, dar ce, că sunt tânără, nu se întâmplă nimic. Poate nu vedeți atunci, pe moment, aceste repercursiuni sau cum vă strică, ca să zic așa, tenul, dar pe termen lung o să vedeți că o să aveți anumite probleme cu tenul, o să apară îmbătrânirea prematură, pentru că tenul nu mai are timp să respire și să se regenereze, să se rehidrateze și este foarte important să folosiți demachiant. Vă rog, iertare frumos, sunt atâtea produse. Eu nu prea sunt de acord cu șervețelele. Șervețelele le folosesc atunci când chiar nu sunt în stare să mă duc la baie să mă demachiez, v-am zis, foarte rare au fost acele situații, sau când călătoresc, dacă nu îmi cap în bagaj să-mi duc 2-3 produse pentru demachiere, dar chiar și atunci am la mine un mânușul care este foarte ușor, adică poți să o pui și în buzunar. Ai nevoie doar de apă, după care o cureți cu apă și săpun și este ca și nouă. La mine aici un pic s-a pătat pentru că am folosit-o la un ruj roșu din acela foarte intens și a rămas un pic pătată. Dar urmează să o spălă mașină și atunci se curăță. Deci nu aveți nicio scuză să nu vă demachiați și este foarte important să faceți acest lucru de 2 ori pe zi, atât dimineața cât și seara. Și la cât de important este să vă demachiați de 2 ori pe zi, este important și produsele, sunt importante și produsele pe care le folosiți. Citiți un pic pe internet, vedeți exact, în momentul în care știți ce tip de ten aveți, este foarte ușor să vă găsiți un produs de curățare. Apele micelare eu le-aș recomanda indiferent de tipul de ten. Acestea bifazice ocazional, nu în fiecare zi. Laptele de machiant, tot așa, indiferent de tipul de ten, puteți folosi lapte de machiant, cremă de machiantă sau acest unt de machiant. Uleiul l-aș recomanda mai mult pentru tenul normal sau uscat. E ok și pentru tenul gras, dar atenție mare să vă curățați bine tenul. Iar gelurile acestea de spălare se pot folosi tot așa, indiferent de tipul de ten, dar să aveți grijă să nu fie un gel, de exemplu, dacă aveți un ten normal sau uscat, nu folosiți un gel pentru tenul gras, pentru că o să vă usuce un pic cam tare pielea. Și la geluri, aș zice să nu le folosiți decât o singură dată pe zi, nu apelați la ele de 2 ori. Dacă chiar vreți să le folosiți, mai bine lăsați-le să le folosiți seara și dimineața spălați-vă pe față doar cu apă, după care dați cu o loțiune tonică și sunteți ok și mai degrabă să le lăsați acestea pentru seară. Cam acesta a fost clipul de astăzi și subiectul despre care am vrut să vă vorbesc neapărat, pentru că v-am zis, pentru mine este foarte importantă demachierea. Am văzut urmele greșelilor mele din adolescență pe tenul meu și, din păcate, văd chiar și acum persoane care nu acordă o importanță majoră acestui proces și anume demachierii, fie nu folosesc produsele corecte, fie nu se demachiază deloc și nu e ok. Adică e foarte important și o să vedeți că în momentul în care aveți grijă de tenul vostru și folosiți produsele de demachiere corecte și aveți grijă să vă hidratați tenul, chiar și un produs de machiaj ieftin îți arată foarte frumos. Deci, de multe ori, problema în momentul în care folosiți un produs de machiaj și nu arată bine pe ten, este ce aplicați înainte de asta. Desigur, nu zic că produsele de machiaj toate sunt perfecte și nu puteți avea probleme și de la produsul de machiaj, dar cele mai mari greșeli pe care le-am văzut eu la clientele mele când am discutat despre partea aceasta de machiaj și despre ce produse folosesc înainte de machiaj să-și pregătească tenul, a fost întotdeauna problemă la produsul de demachiere și partea de hidratare, ce cremă de față sau ce produs aplică. Mare atenție, uitați-vă, citiți, v-am zis, și la apă micelară, este apă micelară pentru tenul mai gras, care este un pic mai astringentă și usucă un pic mai tare, sau pentru tenul normal, sau pentru tenul uscat. Găsiți la fiecare
puteți să le cumpărați fie din... am văzut că Bioderm acum, de exemplu, este și în, în DM. Sunt foarte multe produse pe care le găsiți chiar și la Auchan, deci nu este neapărat necesar să mergeți doar la farmacie și să le cumpărați de acolo. Sunt foarte bune cele de la Yves Rocher, eu mă pac extrem de bine cu ele și să nu vă mai zic de cele de la Farme, care știți foarte bine că sunt preferatele mele. Întotdeauna am în casă cel puțin 2 sau 3 produse de la ei pe care le folosesc. Chiar dacă nu le folosesc în fiecare zi, le am acolo și când se termină unul, merg și le refolosesc. Sper că v-a fost de ajutor acest clip și că ați învățat ceva sau ați aflat ceva din ceea ce v-am povestit voi, vouă. Dacă mai aveți întrebări sau vreți să știți mai multe despre anumite produse, puteți să mă întrebați în comentarii sau să căutați chiar și voi pe internet. Vă mulțumesc tare frumos că v-ați uitat și ne vedem în clipul viitor.